rațiunea zilei, începând din acest moment. Cătălin Striblea în studio. Bine ai venit, Cătălin. Am auzit de la tine mai devreme că la Obor, la vaccinare, că o să fie centru de vaccinare la Obor, să dau 4 mici. Și la o apă plată, da. ca să cităm pe cei de la Times New Roman, ci că așa, da, guvernul lansează în toată țara campania mici bere și Pfizer. Adică da, vezi, și nu, Johnson da. & Johnson. Stai un pic, că nu-i cum cu apă plată. Păi, apă plată bei, apă plată te vaccinezi. Păi n-ai voie după ce faci vaccin. Ce vrei acum? Asta e trimis la musterie? Unde? A venit aici o doamnă la România în direct și a zis, tot așa, a existat o discuție între două doamne doctor pe post, dacă eram și cu doamne ce lapsus am, președinta Asociației de Familie Medicilor din Ilfov și tot spunea, zice, domnule, dar nu e nicio contraindicație dacă bei așa o bere sau un pahar de vin, nu e problemă dacă faci vaccinul. Și doamna doctor care era la vaccinare spunea, dar ce ziceți, doamnă, că mi-a venit unul care băuse 4 beri? Da, e cât se poate de adevărat. Începând de vineri, 11 iunie, caravana de la Obor e un centru de vaccinare mobil unde oamenii se pot vaccina fără programare, rapid și dacă doresc primesc și porția aceea de mici cu de toate. Ce înseamnă mici cu de toate? Că la șaorma știu, dar... Cu muștar, adică... Muștar, pâine, nu? Ce muștar, mai poate să spun? Pâine și bere. Cu de și toate, o apă, ce să repet, hai, Cătălin, o apă. Începe rațiunea zilei. Aia pică vaccinarea în România. Nu știți cum să faceți. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Nu am nicio urmă de râs în ceea ce voi spune minutele următoare, pentru că e realmente important și, deși știu că nu e aici lângă noi, semnele sunt și catastrofele vin, mai ales pentru copiii noștri. Astăzi a fost înregistrată cea mai mare cantitate de dioxid de carbon existentă vreodată în atmosferă, adică, mă rog, de când măsurăm noi, ca să fim preciși. Este vorba de cea mai mare cantitate de dioxid de carbon din ultimii 63 de ani, de când se fac măsurătorile astea, și se referă la întreaga cantitate de dioxid de carbon din atmosfera Pământului. Acum, dacă vă spun cifra, sigur că ea n-are o mare relevanță pentru noi, nefiind cercetători, că sunt 419 părți pe milion de unitate de măsură. Dar de ce oare? Care o fi explicația? Păi, că nu s-a întâmplat nimic nemaipomenit. Păi s-a adunat. S-a adunat. Și am ieșit noi din case, asta s-a întâmplat. Uite, aici e interesant. Știi că am trăit cu impresia că am emis mai puține gaze în perioada asta? Nu. Cercetătorii americani spun că nu. Nu s-a observat că emisiile au coborât în perioada, sau semnificativ coborât în perioada în care noi am fost în case. Adică planeta s-a mai odihnit. Poate am observat noi la oraș, că nu erau mașinile prezente. Se auzeau păsările, exact, se auzeau da. Insectele, și, se auzeau... Da, probabil că undeva în altă parte a lumii fabricile au mers, știu eu, locurile astea care poluează foarte mult, centralele termice, energetice sau alte unități de genul acesta. Bun, asta, probabil că știrea asta a devenit atât de prezentă în viețile noastre, încât nu realizăm, nu ne obișnim. Bă, da, iar au venit ăștia cu carbonul. Mai au altă conspirație, mai nu știu ce. Te-aș contrazice puțin, pentru că unii chiar au realizat treaba asta și dau o grămadă de bani pe tehnologii nepoluante. Uite ce se întâmplă în industria auto, uite ce se întâmplă și se pare că în câțiva ani o să avem mai multe mașini electrice vândute în Europa. În Veneția e o barcă electrică mai nouă, sunt bărci electrice în Veneția. Așa am început drumul cu prioritatea de astăzi. Deci pașii se fac în... Da, dar Europa e una, Asia e alta, America de Sud, alte țări care nu au problemele astea și gândește-te că asta, abordarea asta europeană a venit cu oarecare bunăstare, adică aici în Europa se trăiește mai bine ca în alte țări, da? Și atunci îți permit să faci investiții de genul ăsta. Dar eu voiam să ajung aici, știi? Problema există, e palpabilă, are soluții la îndemână sau puține soluții câte ne-au rămas, dar n-are, cel puțin la noi în țară, că eu de aici încep să mă uit, n-are oameni care să se și preocupe de chestiunea asta. Pentru că e oarecare bunăstare, adică instrumentele care produc această poluare dau și oarecare bunăstare.
stare, oricărui politician este foarte greu să ia niște măsuri care sunt nepopulare. Ce să facă acum? Peste tot în lume, în țările astea care se dezvoltă, există discuția asta, din Brazilia până în România. Să le pun prieteni taxe de astea să nu intre în centru cu mașinile? Păi se pare că e singura soluție. A, nu vreau. Și lumea o să-ți spună, domnule, stai că nu mașinile. Și asta e adevărat, s-ar putea să fie mari poluatori. Mai sunt chestiuni industriale, nu în orașe, uite, avem discuția asta și ministrul mediului a venit și a zis, băi, am făcut o greșeală. În urmă cu 25 de ani am făcut o greșeală când am dat drumul centralelor de apartament, da? Ok, da, aia a însemnat confort și bunăstare pentru noi într-un oraș precum e Bucureștiul, care, mă iertați, n-are apă caldă decât când și când și căldură așișterea. Pentru multă lume a fost mai bine. Omul și-a pus centrala și a zis, mă descurc. Numai că s-au pus mii de centrale și e o problemă. Asta o să fie bunăstare și pentru stat, că o să fie taxate centrale, da. Așa că bunăstare pe linie. Bunăstare pe linie. Mai puțin pentru mediu. Asta vreau să vă zic, că în anii următori suntem obligați ca societate, nu neapărat pentru noi că suntem bătrâni și hârșiți și aia e, știți cum tot ne ducem, ci pentru copiii noștri să facem niște lucruri. Asta e tot ce voiam să vă zic. Dacă ești astăzi politician responsabil sau un om cu scaun la cap, te gândești că, bă, eu la un moment dat o să mi se întâmple ceva, aia e, dar am și un copil, am și un nepot, am și un... E o discuție mult mai lungă. Știu că aerul mizerabil nu se vede, dar în fiecare zi el intră în plămânii noștri. Asta vreau să vă zic. Deși văd, Cătăline, la vreo 70-80 de ani, așa cum stăteau bunicii noștri la gura sobei, tu cu centrala în brațe, refuzând să-i dau drumul de lângă ea, știi? Da. Oricât ți s-ar explica că poluează, că consumi gaze și alte probleme. Pe de altă parte, mă gândeam ce poluare o să fie weekendul ăsta, ce de gaze o să fie în zona oborului, îți dai seama? La mici? Păi... Dacă nu se dă bere, deci garantat nu vine cine să vină. Mă, mici. Cătălin Striblea, mulțumim frumos mici pentru... Mici cu apă. Doamne. Pentru intervenție, te așteptăm mâine la România în direct. Da, poți să dea mici azi și berea mâine, adică îți dă un carton și vii măcar a doua zi. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM. Tu vrei rapel la...